De frica violului, tovarășul Dragnea a fost eliberat din pușcărie. Bine m-a regăsit, prieteni, doamnă, domnule, ce vreți voi. În mod normal, nu comentăm deciziile justiției. Domnule, așa este în democrație și bine să ne abținem. Însă, în momentul în care Dragnea este eliberat de un judecător care a protestat împotriva colegilor, care protestau la rândul lor împotriva presiunilor puse pe justiție, modificărilor legilor justiției făcute de Dragnea, mă, atunci am un semn de întrebare, da? Adică aminteșteți, epoca asta lui Dragnea, chiar dacă ni se pare foarte îndepărtată, a pus la pământ justiția, da? Sau a încercat extrem de violent să o pună la pământ. Și printre ăia care erau foarte apropiați de ideologia lui Dragnea, care vroiau modificările astea la legile justiției, este și judecătorul de la, ce să vezi, Giurgiu, da, care l-a eliberat pe tovarășul Dragnea. Și cum ar zice un avocat de al lui Dragnea, domnule, se pare că i-a purtat noroc tribunalul ăla din Giurgiu. Sigur, au fost o grămadă de argumente aduse de avocați. Unul, că i-a amenințat cu violul săracul Dragnea, da, ce să facă, domnule, nici mai poate invita pe nimeni la baie. Dar ce mai adică în pușcărie se fac invitații la duș? Adică de unde până unde, amenințat cu violul și chestii de astea, da? Puștea și știi cum se zice în Ardeal, zise ca să sunie, da? După aia a mai adus un argument un alt avocat, păi domnule, păi știți, uitați, în Franța, acolo a fost un prejudiciu exact pe speța asta de vreo 200 de ori mai mare și totuși a luat 2 ani cu suspendare și Dragnea săracu și el cu miliard și ceva de lei vechi prejudiciu a dus statului, da? Uite că l-ați băgat la pușcărie. Și aici nu înțelege lumea și trebuie explicat. Ceea ce s-a întâmplat în Franța a fost o excepție. Da? Sistemul a funcționat și și-a ejectat corpul străin. Străin de valori, străin de principii. Da? Căci peste tot politicianul ar vrea să facă ceva mai mult decât e permis. Doar că sistemul reacționează. Diferența flagrantă față de Dragnea este faptul că Dragnea a sistematizat, dacă vrei, șmecheriile de genul ăsta. Pune-l pe ăla, ia-l de acolo, pune-l acolo, bagă-l dincolo, adică prejudiciul lui Dragnea, chiar dacă nu este la nivelul ăluia din Franța, este un prejudiciu, cum să zic, găsit din întâmplare. Sistematizarea asta a șmecheriei ca valoare culturală sau valoare ideologică pe timpul lui Dragnea a fost totală. Sigur, o să spună unii, da, dar uite că și el alții au făcut. Păi să vă dau diferența flagrantă. Ludovic Orban, da? Mie nu-mi place Ludovic Orban și voi știți asta. Ludovic Orban când a fost acuzat și a fost într-un dosar, da? Atenție, acuzat, nu condamnat, nu nimic, acuzat. Chiar dacă era în cursă electorală pentru primăria din București, a spus ok, până când se vede dacă-s vinovat sau nu, mă retrag din cursă. Adică discutăm despre alt tip, o altă abordare, da? O altă înțelegere a ceea ce înseamnă democrația, dacă vrei, sau onestitatea publică, cum vrei să-i spui. Da? Deci nu puteți să-l comparați pe Dragnea cu nimic. Sigur că au apărut și primele bancuri, ai văzut că elicopterul ăla american a trebuit să aterizeze în Charles de Gaulle, în piață, în București, da? Și au apărut primele bancuri, mă, că de-aia lui era pe Dragnea ca să repare elicopterul ăsta, da? Ce a făcut Dragnea și de ce este grav? Pentru că, așa cum am mai spus, a sistematizat derizoriu din politica românească și a privatizat în folos propriu sau de grup politici publice. Adică, băi, noi plângem după insula șerpilor, ne-am bătut, Aurescu acolo, cu proces la Haga, dar n-am spus nici pâs. N-a spus nici pâs poporul ăsta foarte patriot când o parte din geografia României, da, insula Belina, a fost trecută pe buletinul tovarășului în cauză. Înțelegeți despre ce vorbim? Despre faptul că Dragnea este un alt tip de pericol. Nu este politicianul corupt, ci este politicianul care generează de sus în jos un lanț de complicități, o plasă de corupție care poate pur și simplu sufoca o țară.
M-am uitat la televizor, de-aia n-am dat repede nebunia asta cu liberalul Dragnea. Erau acolo câteva doamne prin capot, cu capot, mai erau câțiva în training și exact cum zice și Group for Media, cu o mulțime de pancarte, de alea mai sărăcăcioasă, așa, de asistat social. Dom'le, acum aia e la pământ, acum trebuie salvat, tu ești curajul nostru, acum, 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 acum. Și aici este o discuție. Se pregătește un partid care să-l reevalueze, dacă vrei, pe tovarășul Dragnea? Sigur că Dragnea are pentru vreo 2 ani de zile interdicție să participe, să fie ales, etc. Da? Dar până în 2024 mai sunt vreo 3 ani. Da? Și atunci mă gândesc așa, în PSD nu mai poate merge. Ăsta odată în judecată PSD, o cerut de sfințare, etc., etc., nu-l mai primesc ea. Chiar dacă lui Ciolacu începe să fie un pic frig. Da? La AUR, nu știu de ce l-ar lua AUR-ul, pentru că Dragnea este mai mult energofag decât energodonator. Da? Ar putea să-i asuprească foarte repede cu ea. Și atunci mă gândesc că, dată fiind fascinația asta destul de recentă, de dată recentă, de vreun an, un an jumate, a politicianului român față de ce se întâmplă în Moldova, toate cuvintele astea, acum, 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 toate pancartele astea, eu mă gândesc că au și rolul de a pune pe picioare un fel de teasing, de să anunțe un fel de partid, sigur, nu se compară cu ce trebuia să fie acumul din Moldova. Acumul din Moldova era o formulă pro-europeană cu PASU, Partidul Acțiunei Solidaritatea lui Maia Sandu, cu celălalt, cu Dreptate și Adevăr al lui Andrei Năstase, da, n-a funcționat. Dar ei ar putea să facă acum un partid, numit chiar acum, pe model de ăsta antisistem, nu cu pro-europenisme și de asta, ci cu euroscepticism, pe calapodul antisistem pe care îl vezi acum în Bulgaria, îl vezi într-o grămadă de alte țări, da? Poate o vedem acolo pe Carmen Dan, pe Olguța Vasilescu, pe Codrin Ștefănescu, poate pe Arsene, adică toți cei refuzați într-un fel sau altul de modernitate și de stânga și de dreapta, s-ar putea coagula în jurul lui Dragnea, dacă Dragnea va scăpa adevărat de dosarele Teldrum, 10 august, etc., 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 da? Prea s-au băgat, prea erau trase la Indigo pancartele. Acum agricultura la pământ, acum nu știu ce se întâmplă, acum nu știu ce se întâmplă. Și hai să fim serioși, au făcut aia din training și aia din capot, sigur o ședință și au zis hai să luăm un cuvânt cheie ca să facem nu știu ce. Nici gând. România fără Dragnea începe să funcționeze. Adică în mai puțin de 2 ani și jumătate, România s-a schimbat. Dacă ați văzut, deja începe o altfel de efervescență. O efervescență așa cum ar fi trebuit să fie de la început. Adică, dacă ați observat, s-au luat 100% până acum din fondurile europene, caz unic, cred că din 2007 până acum, pentru refacerea infrastructurii. Refacere, reparații, nu înseamnă autostrăzi și alte chestii, da? Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în România. Încet, încet se pune în discuție problema CCR-ului, care deja este o frână imensă în tot ce înseamnă drumul României spre Occident. Încet, încet se pune în discuție secția specială. Și aici fac o paranteză. Mulți mi-au spus, de ce nu comentez de aia, că eu de mereu acolo și nu. Nu. Nu mă pricep la tehnicalități. Și atunci o să-l invit, de exemplu, pe Cristi Danileț, un om din care lumea are încredere și a făcut multe, mult mai mult decât statul în unele privințe, să explice chestiunea asta pe înțelesul și al nostru. Da? Nu înseamnă că dacă ești gazetar sau dacă ești nu știu ce, te pricep și la justiție. Nu. Când e vorba de tehnicalități, hai să lăsăm pe cei pricepuți. Da? Și atunci, Dragnea iese într-o țară complet nouă. Da? Și neviolat iese. Da? O ieșit săracul în sfârșit, virgin, numai bun de lucru. Acum, sigur că îți vine și să râzi de tot felul de naivități. Codrin Ștefănescu se durigă, se rostogolește de fericire, ca un cățel de ăla pe care îl mângâi pe burtă și ăla se face. Da. Fătuca Irina, nu, zice și ea, mă duc să iau bărbatul acasă. El. Așa, dați-l acolo. Așa,
Carmen Dan și ea înfloritoare, așa într-un libidore, într-un discurs, nu libidinos, libidos, așa, vai ce fericire, vai ce, știi? Te uiți la ei și parcă ți-i milă. Știi, când citești Cehov, în Cehov există un numitor comun, în schițe, nu vede, are niște, sunt acele, acea colecție de opere scoase la Univers, la editura Univers prin anii 80, citești Cehov și vezi acolo aristocrația decrepită. Știi, el își păstrează titlul ăla nobilia, dar de fapt e un bătrânel care face economii ca să-i fie, că n-are atâtea lemne, mai pune o pătură pe el că e frig, adică cumva un fel de, în Ardeal se numeau nobili de șepte pruni, decăzuți, știi, nobilimea decăzută rusească. Ceva în genul ăla, același sentiment l-am avut acum că mă uitam la televizor cu eliberarea lui ăsta și așa mai departe și zburătăceala din jurul evenimentului, mi-am adus aminte de Cehov. Și acolo eram copil, citeam la 13-14 ani, am devorat cărțile lui Cehov și întotdeauna după ce citeai o chestie de aia, parcă ți era milă cât era de prost nobilul ăla de căzut, rusul ăla de căzut, parcă ți era milă de el așa de, știi, mi-a mai zis cineva, bă, știi, când l-am văzut pe Ceaușescu ieșind din tab, așa ca un bătrânel de la de care, cum să zic, un de la de care, aibă, prostul este, trec strada, mi s-a făcut așa un pic milă. Nu de Ceaușescu în sine, că numele trebuie aruncat la gunoi, dar așa de, îl vezi pe nemernicul ăsta care a făcut praf o țară și de fapt era un bătrânel diabetic, tremurând acolo cu hoșca de nevastă sa. Știi, ăla-i sentimentul când îi vezi pe ăștia care nu sunt stare încă, nu pot, n-au citit atâta, n-au muncit atâta ca să poată intra în secolul 21. Olguța, Codrin Ștefănescu, Carmen Dan, Dragnea, ăștia sunt, nu știu cum să le zic, să știi că sunt niște victime, că au dizabilitatea asta extraordinară, culturală, de a înțelege puterea ca pe o avuție proprie. Aici greșesc ei și aici reușim noi. Pentru că puterea, dacă într-adevăr trebuie să fie putere, trebuie să fie publică, în folosul ălora care muncesc. Acum, poate și Dragnea a muncit, că a zis că el a muncit cu foarte mare seriozitate acolo, o schimba șaibe, o suflat în jiglere, că doar e mecanic auto, până la urmă, nu mare politiciană. Să aveți sănătate! Cred că tună un pic, dacă vine și ploaia, sună bine.